Sfinte, Anguvioșii, cu ceilalți părinți din Biserici. Aproape că nu știu ce să zic. Mă tem să nu stric frumusețea seriei acestei. Un cuvânt omenesc, pentru că oricât de atenție am fi, ca oameni greșini, dar Dumnezeu nădăjduiesc din toată inima să pună și cuvântul și înțelepciunea pe care aveți nevoie ca în seara aceasta să plecați, ca cum era pusul acesta de soare, de liniștit și cu minte, în tot ceea ce privește biserica noastră. Am mers o temă împreună cu colegii care m-au provocat, de fapt, la un curs mult mai mic. Noi, inițial, am gândit să facem un curs pentru câteva persoane, în care să vorbim, săptămâna trecută am reușit să finalizăm un astfel de curs la Sibiu despre vindecarea traumei. Am spus că nu se poate vindeca o traumă fără bucurie și fără credință. Și atunci am înțeles că relația între bucurie și credință este poate cea mai puțin cercetată de noi astăzi. Riscul de acestea de a construi credința doar pe lucruri care credem noi că sunt foarte sobre și foarte rigoroase, ca să nu zic rigoriste, că deja termin discursul și terminăm cu fama noastră. E clar că nu ajută fundamental nădejdii care trebuie să cupleze credința de cei care dați. Iar unde nu este nădejde, nu e nici dragoste, oricât de mult am vrea să spunem, un om nu poate vorbi doar din credința, deci trebuie să dorească celorlalți care ascultă nădejdea. Nădejdea de a putea câștiga, cum se spun tehnici. Deci, am stat vă să vă spun, de fără de am găsit ce camera. Aș vrea să vă spun că eu sunt unul dintre oamenii care au pornit cu cartier care leagă lumină. Cartierul Steagul Roșu mi-a văzut și sună bine, cartierul Steagul Roșu. Unde am avut copil fiind, avea cel mai apropiat punct de sfârșire a lui Dumnezeu în timp văzut. Foarte departe. Cum eram leneș, când am adăzit duminică dimineața, mă trezeam mai repede la un meci de fotbal decât la biserică. Sigur că era și foarte greu să înțeleg ce se întâmplă. Părintele trecea foarte rău, foarte rar în mijlocul cartierului. De obicei, trecea de Bobotează sau de Înălțarea Sfintei Cruci, cum se merge la noi în Brașov. Ba, se mai întâmplă odată și asta a fost momentul care pe mine m-a pus pe greu. S-a întâmplat odată că a venit cu Bobotează. În loc să ia banii de Bobotează care pusese mama acolo cu tata, a luat banii de gaz. Iar eu am fost neatent și am spus o brăznicie, recunosc că am fost o brăznică, o brăznicie care mă obliga să fiu foarte atent în ceea ce fac în biserică. S-a întrebat, părinte bun, a stat banii lui las și factura. Tata s-a supărat inițial pe mine că am fost o brăznică, dar după aceea a început și el să zâmbească și să-mi spună că, într-adevăr, aveam dreptate ce spuneam. A trebuit să se împrumute ca să poată plăti gazul. Dar mi-a spus, dacă vreodată te vei gândi să faci o profesie vocațională, să nu te uiți niciodată de unde să iei, să nu te uiți că trebuie să iei bani. Să uiți că trebuie să iei bani. M-am gândit foarte des la lucrul acesta, mai cu seama de când am început să mă gândesc la teologie. Pe care n-am gândit niciodată ca o știință exactă, n-am gândit niciodată ca o chestie în care să mă, eu să mă transform într-un preot împăiat. Nu mi-am dorit niciodată lucrul acesta, nici acum nu mi-l doresc, de așa că noi mă mai amenință, după ce să vă dau afară, pentru ce? În primul rând că eu sunt afară de mult. Dar nu simt nevoia să mă apăr la persoană. Simt nevoia să trăiesc bucuria comunii cu Hristos. Această bucurie a comunii cu Hristos mă obligă să vă spun că între credință și bucurie este o prăpastie de netrecut dacă nu înțelegi credința, dacă nu înțelegi conținutul bucuriei. Bucuria pe care ne-o propovăduiește lumea de astăzi este bucurie steagă. E bucuria veseliei, e bucuria care da să facă mureală dimineața și de seizeamă de bază și două, trei aspirine. E bucuria aceasta pe care a zisut că dacă treci de un canal, creadul se simte. E bucuria știrilor. Exact ca și informația din știri care amestecă adevărul cu minciuna, care amestecă foarte des în ultima vreme minciuna, cu și mai mare minciuna, cam așa e și bucuria pe care ne propune lumea minciuna. Și atunci m-am venit să vă spun seara aceasta despre cea mai frumoasă dintre bucurii, care e bucuria care se poate trăi numai în biserică, în taina dumnezeiești din Părtășani.
Eu am crezut multă vreme că biserica, în mintea mea, dacă ar fi fost să o desenez, desenează copiii când sunt mici, fără să aibă tridimensională, poate că au și 4G, pot desena mai ușor în vremea mea. Dar le deseneam simplu, era ca un desen de casă cu un pic de mucava, așa, pe ea și cu o cruce deasupra. Știam că în sine crucea este identitatea oricărei biserici. Dar nu trecusem de fațada bisericii niciodată. Credeam în continuare că în biserică nu se întâmplă nimic. Am fost șocat. Se constată dacă apeși pe o clanță și intri, biserica revea oameni. Dar ce m-a mirat și mai tare, că o parte din oameni erau în biserică și o parte din oameni pe pereții bisericii. Primul lucru care m-a atras în biserică a fost să mă uit pe pereți. La școală, dacă mă uitam pe pereți, mă pedepsea Doamna. Ba chiar ieșa urând la examen. Sau la teze. La biserică, dacă trăiți pe pereți, e perfect. Abia atunci înțelegi ce se petrece în biserică, dacă ești atent, te uiți, te vedeți. Ce am învățat după aceea era că unul dintre preoții din parohie de acolo, unde mergeam, Sfântul Nicolae, în Sfântul Brașovului, ne însemnam într-un fel sau altul cu data condică, în fiecare duminică. Mergeam să punem rugăciunea la bunicii tatăl. Trăia mama tatei, tatăl tatei a trăit foarte puțin, dar noi nu mergeam la biserică, mergeam la mama aia. Ca să mergem la mama aia, Ișchei, mama aia, dumneavoastră. Este singurul oraș care aveți o mama aia. Permanent. Și, la un moment dat, mergând acolo, nu identificam nici cum că în biserică e vorba de Dumnezeu. Era fain. Era cu mama aia, era cu părintele câteodată. Și apărea un nene, mai micus, cu părul perdat așa pe spate, îmbrăca foarte frumos. Foarte frumos. Care vorbea extraordinar de frumos, de undeva dintr-un balconaș foarte mic. M-a cântat. M-a cântat pentru că după aceea l-am văzut pe bătrânele ăla mergând printre oameni, dând mâna cu ei, vorbind cu ei, glumind cu oamenii. Și am înțeles că preotul nu este marțial. Preotul este un om ca toți ceilalți oameni. Că doar oamenii îi dau puterea de a rămâne la vor, deși mai tot știți cum este. Există o poveste despre un mare predicator care predica extraordinar, dar în viața cotidiană era o lepă și jumătate. Și oamenii au spus, Părinte, hotărâți-vă. Ori lucrați la ambon și nu vă mai dați jos niciodată, ori nu mai lucrați niciodată la ambon. Biserica Litorală mi s-a dorit ca un spațiu unei credințe foarte bine. Oameni simpatici. Hristos era un om extrem de simpatic. Mă dărâma când eram în mâine, am simțit foarte puternică durerea patimilor Mântuitorului, pentru că știi se cânta superb proponul Mântuitorului. Nu cântau doar în cor, nu cântau doar Pavarotti, nu cântau doar Placido Domingo, deci cântau toți. Femeie nevinovată, bărbații cealaltă, tata fiind un tenor foarte bun, îl cânta pe partea cu Doamnele. Ba, apoi am învățat să urc în drum la biserică și să vadă toaca. Bătea toaca atât de frumos că toți oamenii veneau la biserică când el bătea toaca. Va te bătea toaca în timp după clopoțe și aprindeau tot cu mână. Ce tată minunat avea. La toaca lui se împlântea lumea. Prima imagine vie a bisericii, pentru mine, a fost din pragul morții de Hristos. Mii de oameni, învârtindu-se cu lumânările în jurul bisericii și cântând, mergi la cer și te așează de pe Tatăl Creator, nu mi-a venit să cred. Erau oameni care vedeam pe stradă, de la stat, la coadă, cu ei, la apă minerală, la lapte, la... Nici la mea curat să stăm la frâns, așa, stăteau oameni serioși. Erau oameni cu care nu mai pot mă vedeam în librărie sau mă vedeam, știu eu, la tata, în frizerie. Dintr-o dată, oamenii aceia nu mai erau ei. În ei era ceva ce nu puteam gândi. Nu vă spun, asta era seara vinerii cele mari. În seara sâmbetei cele mari, eu nu mai eram eu. Pentru că sigur că vineam o pereche de pantofi, aveam cămașă nouă, aveam costum, pe care sigur, de fiecare dată până veneam miezul nopții, vedeam câteva semnale să vadă mama dacă merge mașina de spălat sau teria. Dar eram noi, nu mai eram noi. Eram noi și totuși alții. Și atunci am înțeles lucrul cel mai important și asta mă bucură că nu s-a schimbat în inima mea niciodată.
E foarte important să vedem biserica alcătuită din oameni. Dar cel mai important este să înțelegem că biserica alcătuită din bucurii. Mici. Foarte mici. Nesemnificative niciodată. Dar bucurii. E important să înțelegem, e foarte important să înțelegem și să facem cursuri pentru fericire dacă e nevoie. Dar cel mai important este să înțelegem că viața noastră după obișnuință este construită, mă, să vă folosesc eu profesor de matematică totuși în sală, e alcătuită din combinări de 9 luate câte 10. 9 fericiri, fiecare fericire având din ea câte 10 porunci. Pentru că poți să împlinești fericiți și cei săraci lucruri, dacă ne închină pe Dumnezeu decât ce vin viu. Nimic din ceea ce propune o fericire nu se împlinește decât dacă reușești să împlinești fiecare porunci. Undeva târziu, în facultate, am aflat de la unul dintre părinții din Filocalie, că pe Hristos îl vezi pe măsura împlinirii porunciilor. Dar în școala generală, în liceu, avar, n-aveam de așa ceva. De aceea să ne iertați că generația noastră de prioriți grăbim creșterea intelectuală a copiilor și le spunem cuvinte grele. Încercăm să fim cât mai aproape de ei și cu cuvinte pe care uneori de că nici noi nu le stăpânim. Apoi, niciodată, am constatat că această bucurie a celor din jur meu se leagă de o persoană. Era un cine care dădea bucurie. Era important că ne duneam între noi, era foarte frumos. Nu. O să vedeți nimic de personal și eu peste frumos. Era minunat că eram acolo. Dar era un cine care ne unea pe deasupra camerei. Un fel de jucă lui Dumnezeu care plutea pe deasupra minților noastre obosite de comunism. Un Dumnezeu care nu gândise ca moșturile cerile să ia lucrurile moșturilor. Cea mai frumoasă răzbunare pe ideologia de partid a trăit într-un an în care secretarul de partid ne-a strâns pe toți copiii din cartier pe o scenă să ne dea darul de la moșturile, care era tot el, cu sectoristul, și ne dădea săracii din bucă cât un cadou. N-am înțeles la ce îmi foloseam mie la 14 ani, două pere de ciorap roz și un camionaj mic cu roata prea de față stricat, dar oamenii au început să-și facă datorie. Atunci am aflat și eu, în ciuda faptului că m-am ajutat la alimentar, atunci am învățat și eu că portocala e portocalie. Eu credeam că portocala e albastră. Așa fel și astăzi. Și la un moment dat, când m-am întors acasă și am spus, tate, ce am făcut, tata, ce lasă, tata, că vesea de Crăciun, lasă cât de moșturi. Și ne-am răzbunat. În cel mai creștinesc mod cu putință. Ne-a dus în ultima cameră de mână, în apartament. Aveam două. Deci, în a doua cameră. Jacuzziul și piscina nu mergeau, deci era liniște totală în două. Și am început să cântăm orice veste minunată. După două minute am sunat la ușă vecinul de sub mine și vreau și eu să cânt. Până două minute vecinul din fața noastră și eu vreau să cânt. Până când obligat să nu mai mergeam în cameră, am ieșit pe fundul blocului. N-am mai putut nici pe voi. Ne-am dus în fața blocului și îndrăznesc să spun că a fost singurul răspuns valoros pe care, ca oameni, puteam să-l dăm în fața celor care vreau să ne transforme în orice altceva decât bucurii lui Hristos. Cu colina nu se putea cu coridorul cu podul pus. Nici Hristos a înviat, am înțeles după aceea că nu se poate spune cu podul pus. Și am înțeles că, de fapt, nu poți să fii om de credință dacă nu ești om de bucurie. Nu fizic. Nu cu gura până la ureche. Sau dacă nu ai ureche de jur împrejur. Ci pur și simplu. O bucurie aceea pe care nu poate să-ți ia nimeni. Știți că n-am primit răspunsul la momentul acela din copilărie când am cântat toți părinte. În noaptea în care tata petrecea ultima pe pământ înaintea ochilor noștri și nu mai era decât un teribil necunoscut în trupul lui. Studenții mei și prietenii mei cu el s-au strâns și au început să cuvinte. Nu unu, nu două cuvinte. Zeci de cuvinte. Nu unu, nu doi studenți. Sute de oameni cuvintau. Lor nu ne-a spus niciodată până atunci pentru o seară, tata, cu bucurie, mi-a redescoperit Crăciunul ca mecanism împotriva tuturor moșgerilor care vor să criogeneze credința și vor să criogeneze pe Hristos. Cea
mai aflat în seara de înviere a fost și mai simplu. Dar nu poți să te comporți oricum. După ce cântat, m-am plimbat în jurul bisericii, îmbrăcat în haine, știți că în Ardeal copiii merg îmbrăcat în haine de osotel, folosesc un termen catolic, dar l-avem și noi în biserică de ministrant, de slujitor mai miculuț. A doua zi n-am mai luat, mama nu mi-a mai dat din cuvântare, a zis, nu se poate. Pentru că tu ești comandant de unitate și ce să zică oamenii aia că îți faci joc de ei. Dar de fapt, în seara aceea, am înțeles de la Roma că trebuie să aleg comandant de unitate sau slujitorul lui Hristos. Și undeva deja în mintea mea am înțeles fundamental că nu pot să fii și ideolog și credincios. Că nu pot să fii cel care se încruntă la Hristos și cel care zâmbește cu Hristos în aceeași măsură. Sigur că acum privesc lucrurile acestea retrospectiv, dar în viața mea lucrurile acestea au făcut un pic mai mult decât facultățile pe care le-am urmat. Pentru că până la urmă, ceea ce privește credința noastră și bucuria noastră, este foarte important ce ne spun toți ceilalți. Dar este la fel de important, dacă nu mai important, modul în care ne vindecăm de răutatea din jur prin bucuria întâlnirii cu Hristos. Nu vă mai spun ce China a fost prima spovedanie și prima împărtășanie, că a făcut-o după armată, la vreo 21 de ani. Nu duhovnicul a fost problema. Oțul din mine, care s-a studiat după dege, care încerca să-i spună curviei avion și beției mitralieră, care găsea tot felul de cuvinte cu care să se scuze înaintea lui Dumnezeu sau să se acuze prost. Pentru că există o acuzație proastă pe care ne-o aducem la fiecare spovedanie. Poate des merge la spovedanie și spune am făcut toate păcatele din lume. Vine câte o mamaie, mamaie, care a trecut de vârsta Unirii României și a spune că a făcut toate păcatele din lume. Aaa, zic, ma tale ai dărâmat zidurile acele, blocurile acele. Aaa, nu, părinte. Zic, ma tale tragi cu mitraliera prin Tanzania. Nu, părinte. Și atunci, cum poți să spui că faci toate păcatele? A nu spune corect unde te afli, înseamnă, de fapt, a nu fi deloc atent la dragostea lui Hristos. A îți bate joc de crederea pe care el ți-o acordă. Pentru că ce am învățat eu, cu voia lui Dumnezeu și prin ajutorul celor din jur, este că e importantă credința. Dar ea trebuie definită și în sensul ei real. Noi zicem, Doamne, crezi în Dumnezeu. Cred în Dumnezeu. Dar Dumnezeu crede în tine. Apoi, unii chiar o să spun, pe nu l-am întrebat. Vreau să Dumnezeu să-L întrebăm, că am auzit că după ce îl vedem, plecăm. Sau doar dacă plecăm, îl vedem pe adevărat. E bine, atunci am înțeles că, de fapt, credința noastră este un schimb de încredere între noi și Dumnezeu. Noi îi dăm și primim dobândă de credință din partea lui Hristos. E foarte important și vreau să înțelegeți bine. De aici atacul fulminant împotriva Bisericii, ce privește zidirile, banii și altele. Din dorința de a zdruncina în crederea. Un om care își pierde încrederea, pierde, de fapt, capacitatea de a gusta din încrederea pe care Dumnezeu i-a acordat. Dacă m-a întrebat cineva care e cel mai bun exercițiu de revenire a unui om din starea de depresie, nu mă întreabă nimeni, nici eu, dar este acesta de a recăpăta încrederea că Dumnezeu te iubește, știi că stai cu fața la perete și îți plângi de milă fără a avea obiectul al milei. De aceea e important să înțelegeți că totul trece în baia aceasta a bucuriei. Când Îngerul se arată femeilor milonosite, nu le spune credeți și bucurați-vă. Iar acest bucurați-vă este ecoul celui mai strașnice încredere. Bucurați-vă pentru că se împlinește ceea ce ați crezut că se împlinește. Ce teribilă lecție este duminica aceea dis de dimineață, în ziua cea din tâia săptămânii, când femeile milonosite aleargă către mormântul Mântuitorului. Niște tântici. La prima vedere, nu par importante. Abia de reține numele lor. Și pe dacă mai ia cineva direct, nu știu, trebuie să deschid Scriptura. Câteodată. Dar dau seama, odată plus, că ele nu reprezentau pentru societatea din Ierusalim, nici
șefe de partid, nici directoare de instituții, nici antreprenoare răspite, nu erau nici mari traducătoare din limba română în limba pseudo-română. Ele făceau ceea ce nimeni n-avea curaj să facă, să tâmpine moarte. Țineți minte cu multe ele acolo înfricoșate, sigur știți. Seamănă cu noi când mergem la tămâiat după ce ne mor părinții. Mergem convinși că ei deja nu mai sunt acolo. Noi știm că am îngropat trupul, dar ne dăzim că sufletul nu e acolo. Pe mine așa s-au dus. Și dintr-o dată nu s-au întrebat noi dacă ne prind de ea, dacă ne ceartă ea, dacă ne lovesc pe ea, dacă... Totuși erau soldați romani, erau soldații inamicului. Și dintr-o dată, în fața lor, se cască un păr. Suntem singura religie din lume care ne închinăm în fața unui mărmânt gol. Toți ceilalți caută cu un mărmânt plin. Toți caută plin. Pe noi ne-a salvat golul. Campe Națională României. Ne salvează un loc gol, care este umplut de un adevăr fundamental. De ce? Căutați pe cel viu printre cei morți. De altfel, Îngerul spune prima dată, bucurați-vă, e parola de seamă. Le întreabă cam cu ce ocazie de aici, cam așa. Ele sunt mirate pentru că de pe listă de obicei lipsește o persoană pe care tot timpul cei care au altă confesiune decât ortodoxă, catolici și catolică, ne atrag atenția că e o pomenit fără să fie acolo. E Maica Domnului, da? Ea nu-i pe listă. Că noi nu votăm pe Maica Domnului la înviere. Noi avem pe Maica Domnului la înviere. Și întrebarea cea mai grea era ce, unde e ea? De ce? Ea nu-i pe listă, de ce o pomeniți? Maica Domnului e într-o situație foarte dificilă de înțeles pentru cei care nu vor să înțeleagă Evanghelia. Maica Domnului n-a dat de unde veni, că nu plecase niciodată de la mormânt. Ce mamă știind că îl îngroapă pe Fiul Său Dumnezeu, fiind, ar fi dat vir cu fugis. Unde să meargă Maica Domnului? Casă nu avea, fiu îl dăduse pe Ioan, dar Ioan nu apare deloc pe Isaia. Era limpede că Maica Domnului rămăsese singură și singur izvor de vindecarea singurătății ei era Hristos. Bebelușul de la Bethlehem. Mi-o la mine, care crescuse. Și veni să se mântuiască lumea. Ea știa cine este. Sabia trecuse pe inima ei. Văzuse crucea. Era singura dintre cei prezenți care avea conștiința întregii lucrări a Mântuitorului Hristos. Și avea dincolo de credință, avea încredere că Hristos nu e mincinos. De aceea e frumos în momentul acesta de fiere. Femeile milonisite se întoarcă în cetate. Sunt milonosite pentru că purtau mir. Mirul nu era deloc ieftin. Ca să nu piardă bunătate de mir, aveau două posibilități. Să-l arunce pe jos. Probabil că le va fi scăpat și un vas de frică. Dar ulterior, celelalte care s-au stăpânit cu puterea, s-au întors către cetate purtând mirul în brațe. În două situații, mirul și-a plinteat ținta. Atunci când era mirus, cel care pleca ca semn de evlavie și semn de conservare a firesmei omenești. Sau ca prilej de evlavie și bucurie. Cine erau treci în Duminica Învierii în Ierusalim? Că părinții cinstiseră Paștele. Copiii erau deja deștepți. Și întâlnindu-se cu femeile care veneau de departe, femeile au făcut un simplu gest pentru a-i putea bucura pe copii. Turnându-le pe frunte câte o picătură de mir. Ei au intrat în casele părinților care s-au trezit nu din graba dimineții, ci din mirosul mirului. Și probabil că întrebându-i de unde mirul, copiii au răspuns, Hristos a înviat. E un posibil scenariu. Dar pentru mine a fost scenariul bucuriei împărtășite. Cu bucuria asta e înviat. Ea e tristă de foarte multe ori. Ați văzut că la bucurie oamenii vă invidiază mai mult decât la moarte. Nimeni nu vă invidiază când stați la capul mortului și vă plângeți pe cel care a plecat. Decât dacă nu vă lasă moștenire serioasă. Atunci nu vă invidiază, să știi.
Dintr-o dată am înțeles fundamental și momentul Evangheliei, acesta al Evangheliei ne învață dintr-o dată. Că este o relație de nezdruncinată între credință și bucurie. Că nu poți, realmente, n-ai voie să mitraliezi cu credința în nimeni. Că n-ai voie să uciți pentru a-ți impune credința și că niciodată, nicio situație, credința nu este alta decât un dialog. Bucurați-vă, nu căutați pe cel viu, pentru cei buni. Sigur că gândul acesta, relație între credință și bucurie, te mai trimite cu gândul acela. Când e bucuria pentru nebucurie? Ca să se spune atât nebucură, atât de o nuntă, ne doare cam cu 3 zile. Alții se bucură că se ia. Prietenul meu ne-a sunat într-o zi și eram împreună cu unul meu prieten, la meu de Brașov, și ne-a spus că a fost la nuntă, cuiva foarte apropiat și noi râzând, o să merge la 40 de zile. Mai încă, mai serios, nu toate ne ies după tatălui nostru. A crede în Hristos înseamnă acum în mâna lui Hristos realizăm lumea. Nu a crede că tu ai făcut totul perfect. Perfecționiștii nu încap în biserică. În parolă, nu avem secție de perfecționiști în biserică. Părea trec în alte posturi. Poate voi, la institutele de cercetări, macrotehnice, la orice altceva. Pentru că Hristos nu este tehnolog. Nu este. Nu funcționează pe o tehnologie dinainte stabilită. E surprinzător. Și de obicei ne surprinde cu bucuria pe care ne propun. E bine, dinainte unei astfel de bucurii, am stat foarte mult și m-am gândit ce ne ține, de fapt, în biserică. Că putem să așa acasă să știți Scriptura. Da? Stăm și-o citim. Cumva sună Scriptura citită acasă, în liniștea chiliei sau a camerei. Și cumva sună Scriptura citită în biserică. Bine, că nu e pavarotizată. Câtă diavolul sau popa începe textul și nu mai știe despre ce vorbește. Dar asta e altă lucrare de lucru. Dar dacă nu te uiți la celălalt care se miră cu tine de text, care se bucură cu tine de text, care respire cu tine împreună textul, de fapt n-ai nici cum taina bucuriei legată de text. Una e să auzi textul Sfântului la radio. Foarte frumos. Cu o voce nemaipomenită. Dar alta e să te întâlnești cu vocea lui Hristos care se transmite prin toți ceilalți care încă cu tine ascultă Scriptura. Pentru că Sfânta Scriptură nu este o carte a singură. Ea nu ne face lupi. Ne face lupi alfa niciodată. Statutele de partid ne fac de obicei lupi alfa, lupi beta, haide. Le vedem. Le auzim. Se simt. Scriptura te face celălalt. Te pune în situația cea mai frumoasă pe care poți să ai ca om de a descoperi în celălalt fratele tău. Fratele tău e coperta Scripturii. Cu fratele tău din Scriptura, din care tu îți hrănești credința, își hrănește și el credința și își desăvârșește bucurie. Uitați-vă la copii. Oricât de proaste ar fi bomboanele dintr-o cutie, prima dată le atrage cutia. Nu suntem altfel, nu vă mințiți. Rămânem deseori doar la coperțile noastre de creștini. Și uneori când creștinismul nostru e câte o bomboană amară care ne vindecă de câte o boală, nu prea reușim să o asumăm. Dar dacă e cineva care să îndepărteze coperta și să ne dea bomboana zâmbind, depășim orice fel de durere care se poate naște. Nu este biserica altfel decât o copilărie trăită împreună. Nu suntem altceva decât niște oameni care depinde unii de dragostea celorlalți. Nu putem trăi unii fără ceilalți. De aia ne zbatem acum. Încercăm să ne rupem de iubirea aproapele. Iar iubirea aproapele ne urmează tot timpul ca o umbră de lumină. Vrem să construim, vrem să dărâmăm, vrem să ne învârtim și vrem să cârpim viețile noastre. Nimic din ceea ce facem fără iubirea aproapele nu stai. Foarte multă lume mi-a spus și sunt mulți care cred că biserica e neatentă la eforturile oamenilor. Știți? Biserica privilegiază călugării săi, din preoții săi, din rugătorii săi. Dar nu spune niciodată că o mamă care îngrijește de fetița ei nu e tot de privilegiere. Din contră, crede că ați pupa copilul când are febră e cel puțin la fel de important de atunci când să luți o icoană. Sigur că unii postim în biserică. Care acolo este, e mai convenit. Bravo! Dar niciodată cel care postește nu va merge la cel care nu postește ca să spună că
Scriptura e o carte de bucate. Că Hristos a murit pe cruce doar ca să avem tocăniță de urtici. Pe post de dinamism pastoral misional. Nu mai ascultați lucrurile care nu vă țin în unitate și în părțietate. Aseară cu cei de la Galați am stabilit că avem o biserică una, sfântă, sobornicească, apostolică și românească. Că Hristos din când în când între noi vine și vorbește românește cu noi. Este chineză. Pe când era student în anul întâi de facultate, a venit să ne cerceteze locurile universitare, un profesor din Grecia, care era foarte atent la elinismul său, foarte interesant, pe care l-am admirat și l-am mint până astăzi. Dar nu l-aș urma. Și la un moment dat ne spune nouă că e limpe, de că în Rai Adam și Eva vorbea o limba greacă. Și domnule, acum m-am prins de ce? Foarte interesantă. Discursul extraordinar de interesant. Eu foarte încântat, dar n-am ca băiatul care n-am făcut școală, că eram băiat de cartier, m-am ridicat și am zis, domnule profesor, vă mulțumesc, mi-a stănut una dintre marile probleme ale cărierii lui Adam și aici. A, ziceți, bucuros, dacă e așa. Ce ți-am dăbărit? Acum am înțeles de ce au căzut Adam și Eva. Domnule, Dumnezeu vorbea românește cu ei și vorbea numai grecești. Hristos ne vorbește pe limba inimii noastre. În adâncul, în vârful inimii noastre, e un diapason care reglează tonurile pe care ne vorbește. Dar noi suntem neatenți. Așa e că uneori mergeți pe stradă și nu mai auziți marea din cauza troleilor, certurilor, curierilor. Așa e că celor bătrâni vă e dor de vremea când se auzea marea în Constanța. Cam așa e și lui Hristos dor de noi, pe când ne vorbea în inimă și noi auzeam. Pe când noi ne plimbam pe plaja lucrurilor pe care aveam de întâmpinat, iar susul în vorbirii sale ne ajuta să ne creștem în limpezime viață. Nu împotriva procurării noastre a venit Hristos, ci împotriva păcatelor noastre. Nu împotriva zâmbetului cordial a mâinii întinse și a obrazului spălat cu lacrimă a venit Hristos, ci împotriva celor care nu sunt atenți câtă dumnezeire poate să încapă în zborul din cormoran care se scufundă dincolo de luci la ca să-și găsească hrana. Toți suntem niște cormorani disperați. Dar Hristos e soarele nostru. Mi-a spus mie astăzi un specialist că uneori, acolo la monumentul indolenței noastre naționale de pe paleză, ies cormorani, scutul aripile și stau în soare să se usuce. Până la urmă, așa suntem toți. De oameni scufundați între ale noastre, care din când în când ne punem pe țărmul vieții și așteptăm ca soarele Hristos să ne usuce aripile pe care le-am reunat cu prea multa noastră căutare. Am să închei prima parte a cântului nostru din seara aceasta, că nu o să vădim conferință, nici n-am cum să o trec în curiculum video. Am fost de să treci doar dacă particip la conferință, de particip tu și încă unul sau doi, abia atunci să și mițifice. Aș vrea să vă spun un gând pe care l-am descoperit pe când pregăteam predica pentru Sfinții Preierari la Catedrală, unde am avut emoții foarte mari așa. Chiar dacă nu le vedeți, ele sunt. Le ascund eu bine. Acolo vă dați seama, în altă simțitul, rector, colegii mei universitari, nu știa cum este, în general, după ce zic, dar până în seara respectivă nu găsisem un cuvânt frumos de care să mă leg. Cuvântul de care m-a legat atunci mi-a inspirat și conferința de aseară de la Galați și inspiră și gândul de acum, dinaintea plăților voastre. Am să vă citesc din cel mai uitat poet al României. Nu e poezie, e un text. Îmbrânzirea dreptată a lumii noi este un merit de netăgăduit al religiei creștine. Afară de aceasta, ea a fost păstrătoarea culturii antice. Pe comanda modernă își datorește renașterea modelelor antice, așa și creșterea lumii noi se datorește prototipului omului moral,
Iisus Hristos. Pentru a-și îmbunătăți starea materială, oamenii au nevoie de mii de cunoștințe exacte. Pentru a fi bun, pentru a se respecta unii pe alții și a-și veni unul altuia în ajutor, oamenii au nevoie de religie. Pentru a mia oară se dovedește că spiritul religios, desigur, unul și același cu iubirea, nestrămutată de adevăr, este acela care formează civilizații. E Mihai Eminescu. Articol politic, să ne înțelegem. De aceea vă spun că dacă vrem să ne recâștigăm civilizația, avem nevoie de sfințire. Dacă vrem să ne recăpătăm starea de sfințire a unui popor, avem nevoie reală, fundamentală, să ne redescoperim cu adevărat sufletul. Dacă vrem să ne descoperim sufletul, trebuie să descoperim credința, fără a ne pierde bucurie. E limpede că nu ne-a botezat Popa Ion în satul nostru, scufundându-ne într-o cristeniță plină cu oțet. Ne-a botezat în apă limpede, uneori foarte rece spre disperarea mămicilor moderne, nu și a mămicilor noastre. Ne-a scufundat ca să nu confundăm lucrurile în viață. Ne-a așezat sub apă ca să putem călca tot timpul pe apă. Ne-a mirus ca să nu ne ungem noi cu toate alifiile. Ne-a ridicat și ne-a împărtășit cu trupul și sângele lui Hristos ca să înțelegem că adevărata mâncare și adevărata bucură este trupul și sângele lui Hristos. Aici este și credința și bucuria noastră. Împărtășia care izvorăște din Cristența și ne duce până înaintea de tronul judecății lui Hristos, care nu este nici încruntat, nici pornit pe noi. El nu e un șef de multinaționale. Este Dumnezeu nostru cel viu, care se bazează în credința noastră că putem încrederea Lui pentru a putea fi bucuroși până la sfârșitul veacului. Acesta e gândul pe care mi-am îngăduit să fiu pun astăzi la inimă. Aștept cu bucurie întrebările dumneavoastră, dar mai cu seamă aștept rugăciunile dumneavoastră ca să vă schimbați viețile. Nu vă opriți doar la asculta și la zâmbi un popă făcându-vă să râdeți pe Facebook. Întoarceți-vă inima la Hristos. Cereți-i să vă dăruiască puterea nașterii din nou. A nașterii care trece prin lacrima pocăinței și prin bucuria părerii de rău. Și mergeți cu fruntea ridicată. M-am uitat zilele acestea mult. Odată în timp la oameni. Ne-am pierdut frunțile. Trebuie să ne recâștigăm. Le-am lipit de pământ pentru că am uitat în ce parte e cerul. Nu vă mai temeți. Și nu vă mai temeți nu doar pentru că vă spun eu, ci pentru că ne-a spus-o El. Mântuitorul Hristos. Care ne-a spus, nu vă temeți într-o condiție în care apostolii erau cu adevărat disperați. Cel înviat de pe cruce venea să le dea, să dea seama. Să aștepta să treacă de urechi. Care șef părăsit nu-și trage de urechi angajat. Iar Mântuitorul, în fața fricilor, a descumpăririlor de curaj, intră în mijlocul lor și le zice, pace vouă. E clar că nu-i venit pe greceală de Hristos și nici pe vorbărie jignitoare de suflet. El venit să nu ne temem, să ne bucurăm, împlinind tot ce ne-a spus să împlinim. Revin. Combinări de 9 fericiri, luate câte 10 porunci. Mergeți acasă și faceți experiență. Să vreți cum în fiecare fericire rostită de Mântuitorul Hristos, sunt toate cele 10 porunci. Nu lipsește niciuna. Puteți să mai adăugați una. Dacă vreți, care vă privește personal. Fiecare dintre noi ni se potrivește o fericire. Iar când nu o găsim, Dumnezeu ne îngăduie să mai scriem una. Fundamentală e ca să putem intra în Împărăția Bucuriei de Hristos. Vă mulțumesc!
Deci au venit părinții cu ele de acasă, pe n-am văzut bine.